Bună seara, prieteni! O ediție cu totul specială, Fotbal Tango, cu un om deosebit, cu un om care, slavă Domnului, e aici lângă noi, dar e și în cărți, sunt pregătiți și cu cărți și cu amintiri, să fiți pregătiți și dumneavoastră cu sufletul deschis, pentru că îl avem printre noi, pe unul dintre cei mai mari fotbaliști dinamoviști și români pe care eu i-am văzut, am spus și români, pentru că trebuie să credeți, România a avut un fotbal mare cândva, chiar dacă astăzi semnele nu par a dovedi așa ceva. Bună seara, domnule Costel Orac. Bună seara, mulțumesc de invitație. Ați venit în București de la Galați. Corect. Acum? În 1981. Da. Și eu am deschis cartea chiar... putem să ne fim martori unul altuia că nu ne-am vorbit și o să vă citesc câteva nume și dumneavoastră o să-mi spuneți ce s-a întâmplat în acel an 1981. Internaționale Milano, Bordon, Bergomi, Baresi, Serena, Senti, Bach Lechner, Marini, Bani, Prohasca, Altobelli, Orieli și Becalos. Dinamo, Moraru, Ion Marin, Dinu, Bumbescu, Stănescu, Augustin, Custov, minutul 91, Mulțescu, Dragnea, Țălnar, Dudu Georgescu și Orac. Da. E meciul cu Inter, în care Dinamo, în toamna lui 81, elimină pe Inter. Corect, corect. Și golul calificării îl dați dumneavoastră. Golul calificării l-am dat eu în prelungirile... Minutul 107, corect. Scrie în carte. Minutul nu-l mai țineam, da? Nu mai țin minte exact. Am dat un gol din plonjon cu capul, mi-aduc aminte. Un gol ciudat, să spunem de ce. Pentru că, de regulă, în aceea an, dumneavoastră centrați și Dudu marca. Georgescu marca exact. De regulă cu capul. Exact. Și aici centrarea vine de la Dudu. De la Dudu, da. Eu marchez din plonjon cu capul. Mai mult spre finalul prelungirii, să zic așa, am ratat și un penalti. Ați ratat și un penalti, dar echipa era... Era calificată, dar mai erau 3-4 minute și... Exact. Am stat cu sufletul la gură și cu gândul, aoleu, ce se întâmplă dacă marchează italienii, că pierdeam calificare. Mai erau 4 minute, da. Iată, da. Exact. Era de ajuns un gol al lor. Era de ajuns un gol. Pentru că fusese 1-1. 1-1 la Milano. La Milano și aici era 3-2 pentru Dina. Da, practic a fost debutul meu în cupile europene cu o echipă puternică. Și ce echipă? Da, da. O echipă puternică, o echipă... Să spunem, peste doar câteva luni, mulți dintre acești jucători erau în echipa națională a Italiei care devenea campioană mondială. Campioană mondială în vara imediat următoare. Da. Acela era nivelul fotbalului românesc. Da? La vremea respectivă, da. Și cu toții știm, viitorii de fotbal, că au urmat ani din ce în ce mai buni pentru fotbal, mai special pentru echipele de club. Da. După aceea, dar chiar și naționala, care merge în 84 la Euro. La Euro, în condițiile în care erau doar 8 echipe la Euro la vremea respectivă. Nu 24, 24 ca astăzi. Astăzi ce faceți? Astăzi ce să fac? Tot cu fotbalul. Da, nu așa de activ cum am fost ca jucător și o anumită perioadă ca antrenor. Sunt la ora actuală la Chiajna. Până acum câteva zile, să zic așa, am fost directorul Academiei. Acum nu mai sunt directorul Academiei, mă ocup de scouting și, sigur, tot vorbeam puțin mai devreme de între noi de copii, înainte de a începe emisiunea. Mai vin copii? Vin. Sunt suficienți. Din fericire, noi la Chiajna aveam o bază foarte bine pusă la punct. E adevărat că... Să zic așa, cu împătimind după urmă faptului, că nu avem nici, să zic, brandul FCSB-ului sau Dinamo sau alte cluburi mari din asta, mai avem o problemă. În general, cam toate cluburile avem la fel de copii, faptul că sunt multe școli de acestea particulare și părinții, mai ales la vârstă de 7-8 ani, preferă să-și dea copiii mai aproape de casă. Da. Din păcate, în general, multe din școlile astea nu au antrenori calificați și să pierd 2-3-4 ani să pierd, în loc să învețe elementele de bază și ce trebuie să fac cu totul și cu toate alte lucruri, dar asta e situația, încercăm să... Simțiți că se pierde timp în procesul ăsta? Da. Din fericire, mă refer la vârstele astea mici, se poate recupera.
cu condiția ca talentul care există să fie... Păi de la talent trebuie să plecăm, de la... altfel. Deci altfel. E clar că... Nativul e, da? Are o importanță foarte mare. Să poată fi lucrat totuși la un moment dat. Exact, deci, și capul... sigur a avut răbdare, pentru că oricum știm cu toții că chiar dacă e talentat de mine, sunt foarte mulți care pe parcursul evoluției lor se pierd în diferite motive. Important e ca cei care se ocupă de lucruri de genul ăsta să, în opinia mea, să aibă conștiința păcată că fac tot ce depinde de ei ca meseria, să zic așa, pentru a duce copilul cât mai sus. Asta, din păcate, singurele mijloace pe care le avem și le au cei care se ocupă de așa ceva la ora actuală. Inter-ul a luat titlul în anul ăsta. Da, în Italia. Am văzut. După 9 ani de supremație a lui Juve, da. Inter... Da, am urmărit meciurile, când marea majoritate... Țineți cu ei? În Italia? N-am avut-o, dar de când am avut evoluție și ce jucători au, da, da. Am urmărit cu foarte mare atenție și le-am ținut pumnii tot timpul, da, pentru că... Dinamo anul ăsta a scăpat de la retrogradare. Și anul trecut. Așa. Și Chiajna la fel. Da, din păcate. Cum vedeți ce se întâmplă la Dinamo? Nu doar în oglindă cu ce în cărți și ce ați făcut. Oglinda nu știu ce ai aici. Adică deja, diferența e mult prea mare. O spun cu părere de rău, dar asta e situația reală. Din păcate, cel puțin eu, am mai spus-o și cu mulți ani în urmă, lucrurile nu sunt doar de actualitate. Situația nu e doar... Cauzele sunt răului sunt mult în urmă. Da. Sunt mult în urmă. S-au făcut greșeli și ca să nu... Că nu-mi place să vorbesc în numele altor sau să jignesc pe alții, au fost neprofesioniști cei care au fost în general pe lângă club acolo și, în opinia mea, nici nu prea i-a dorit sufletul de Dinamo. Suporterii totuși au strâns mă refer strict doar la cei care au condus care la au luat decizii. Exact. Nu mă refer la suporteri, chiar am fost invitat de ei la Kiev și mi-a făcut plăcere să merg, pentru că nu vă ascund că am dorit să cunosc mai bine din interior cam care e situația, pentru că am citit și eu pe presă, mai sunt mulți care erau cu păreri diferite vis-a-vis de ceea ce fac suporteri și de faptul că sunt sau nu bine intenționați, dar tocmai special pentru lucrul ăsta am acceptat invitația. Din păcate am fost singur, mulți dintre colegii mei au fost sunați, n-aveau pașapoarte la vremea respectivă și n-au. Dar mi-a făcut plăcere asta, pentru că am reușit din discuții să-mi fac o imagine, mai să zic eu, mai realistă despre ceea ce se întâmplă la ora actuală la Dinamo și, din păcate, și ce se întâmplă? Ce ați spune așa, într-o frază, două, ce e acum? Știți că, în afară de faptul că echipa nu se mai înscrie în lupta pentru titlu și pentru performanță, asta e evident, are un soi de mister nedeslușit acolo. E greu de înțeles. În primul rând, e greu de înțeles cine conduce. Da. Aici, de aici pleacă totul. E greu de înțeles cine are conducere. În momentul în care nu ai o conducere, să zic așa, stabilă, nu are cine să ia decizii. Dar misterul cu Cortaseru l-ați înțeles? Adică de unde vine? Cine l-a adus? Cum de a venit un spaniol în București? De cine l-a adus știu. Știți? Pentru că am discutat cu Țălnar și cu Dorin, cu Șerdean, inclusiv cu Mărginean. Chiar o parte dintre noi am fost invitați și am răspuns la momentul când a venit Cortaseru, pentru că cel puțin eu am gândit la modul că, fiind Contra la mijloc, știind că vine, zici că îi cunoaște din Spania și dacă Contra era o garanție. Era o garanție, pentru că speram cu toții să vină cineva serios ca să urnească lucrurile din Și ați crezut că e serios? Și am crezut că e o treabă serioasă. Am fost la Stăptica, am mers cu toți acolo, am discutat, după aia n-am mai avut, știu de la Cornel, de la Țână, pentru că stăm și acum, săptămâna asta am vorbit, când am citit în presă că Șerdean Dorin a reușit să ia acțiune de la... Și eram... cu o condiție, dacă nu plătește până... Da. Mă rog, asta nu am insistat pe asta, urmează să ne întâlnim săptămâna asta și săptămâna sau la începutul săptămânii viitoare, să discutăm mai amănunțit și să vedem care e calea și, sigur, dacă putem să ajutăm cu ceva.
Da. Și am fost ferm convins, spun sincer, că poate fi un nou început, bine. Pentru că, să spun sincer, mă săturasem și eu și colegii mei, auzim pe unii că, vezi, Doamne, ce mare performanță a făcut Dinamo, că a câștigat play-out-ul, ce mare performanță a făcut Dinamo, că s-a salvat de la retrogradare, ceea ce pentru noi... Pentru un om care a luat câte titluri? Da. Cu Dinamo, 4? 3. 3. 3 titluri și 3 cupe. Și 3 cupe. Și semifinala de Liga Campionilor. Și semifinala de Cupa Campionilor, da. Europene, în care ați și marcat cu Liverpool. Da, da. Am fost, da, pe stadion, eram, da, în liceu, da, în clasa 10. Eram. Da, da. A plouat. A plouat. M-a plouat enorm, în peluza. Da, da. În peluza cealaltă, nu la poarta la care ați dat gol, în, da, poarta cealaltă am stat. La poarta cealaltă. Ați venit de la Galați într-o echipă mare, da? Dinamo, așa când este. V-ați întâlnit. Așa este, da. Un club grandios. Da. De-aia am și venit. De-aia ați și venit. Da, aveați concurență? Pentru mine a fost o oportunitate. Cine jucase până atunci extremă stângă? Vrânceanu. Vrânceanu. Vrânceanu, care juca și în echipa națională la vremea respectivă. Da, asta era. Asta mai fusese. Bun, acum rămâne între noi. Ați arătat. Păi, chiar la vremea respectivă am avut o discuție cu tatăl meu, Dumnezeu Selerte, că când i-am spus că merg la Dinamo, mi-a zis nu, că și părinții mei erau cu școala, școala, da, școala, să intre la facultate și la Dinamo nu poate. Aveați cât? 20? 22. 22 de ani. Da, da. 22 de ani, în 81. Și chiar a spus, păi ce șansă ai tu să joci acolo? Nu vezi că Vrânceanu, jucător de echipa națională, școala echipa națională, e de acolo, de la Dinamo, crescut de ei, ce șansă? Și eu mai în glumă, mai în serios, spus, dacă nici în fața lui Vrânceanu nu joc, înseamnă că n-am valoare, mă întorc înapoi la Galați. Ați fost convins că... Da, nu, pentru mine a fost o oportunitate foarte mare să ajung la un club de talie lui Dinamo. Știam ce posibilități, eram conștient, pentru că am avut, zic eu, personalitate și ca jucător și după aceea ca antrenor. Și conștiința valorii, exact, până la urmă, exact, dar sigur. Exact, da. Și am zis, nu, domnule, acolo merg. Ce avusem și alte oferte. Dar Dinamo? Da, mult mai avantajoase. La Dinamo n-am. Da, mai avantajoase? În afară de faptul că mi-a dat graș și apartament, n-am primit niciun bani. Bănuiesc că apartament vă dădeau și în altă parte. Și în altă parte. Da, am avut ofertă de la alte echipe. La vremea aia, deci 81, era vorba de 100.000 de lei. Bani foarte mult. Intram și eu și soția la facultate. Păi trebuie să fie un club universitar, da, 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 face asta. Da, da, da. Timișoara, Craiova... Da, nu, nu, nu? La Petroșani. La Petroșani, aveam, a, dacă era acolo era un de mine, gălățean, da, de-a meu, care chiar a stat chiar cu mine în bloc, Leca Romic, așa se chema. El era jucat acolo la Petroșani, la vremea respectivă, și prin intermediul lui am fost contactat. Ce simte un copil până la urmă, la 22 de ani? Un tânăr, să zice. Nu mai erați copil, dar nu erați nici... Care, da, vine, da, într-un oraș. Care sunt nopțile lui? Teama, frica de București? Cum, vă aduceți aminte cum intrați într-o echipă în care, atenție, jucau încă, nu, Cornel Dinu? Cornel Dinu, Dudu, Custov, Augustin, Custov, Dragnea, Mulțescu. Mulțescu, adică, da, niște jucători. Da, da, da. Embleme. Erau cam 7-8 ani, erau jucători de echipa națională la vremea respectivă. De echipa națională și cu experiență. Exact. Pildă Cornel, exact, Dinu fusese cu mai bine de 10 ani nu la Guadalajara, la campionatul mondial, jucați împotriva, exact, lui Pelé. Exact, exact. Și ați, da, venit de la Galați și ați intrat, da, în vestiarul ăla. S-a întâmplat ce în sufletul dumneavoastră? S-a întâmplat că... mi-e greu să zic. Emoție? Emoții au fost la început, emoții, normal, da, normal că au fost, dar au fost foarte bine primit. Chiar cu un an înainte jucasem cu Dinamo și marcasem din lovitură liberă pe în Ștefa cea Mare, făcusem, bătuse ei cu 3-1, după aia am făcut 2-2 la Steaua și nu venisem singur, venisem și Nicușor Vlad, că amândoi am venit la vremea respectivă în același an, da, la Dinamo. Noi doi am venit la Dinamo și Majarul s-a dus la Steaua. La Steaua, da. Da, toți trei plecând în același an de la Galați. Și eram atât de dornic de a mă afirma, încât n-am stat să mă gândesc la faptul că colegi de echipă, ce vestiar e. Am zis că am destul de experiență, sunt stăpân pe mine, știu ce am de făcut și știam că
doresc să ajung titular, să joc la, care să joc la Dinamo. Care e procesul ăsta în care vă lipiți de o echipă? Ce se întâmplă? Trebuia să arăți ce, că faci parte din... Pentru că intrați foarte repede, sunteți titular, adică... Da, da, da. Nu e un proces de ani în care... Nu, de-aia am spus că am și fost foarte bine, pentru că, normal, n-a fost frică. Teama de faptul că intri într-un grup care are atâta experiență, într-un grup care e cunoscut în toată țara și în Europa și un jucător de echipa națională, nu știai că puști încă la vremea respectivă, nu știai cam care va fi reacția la lor vis-a-vis de tine. Dar, repet, am fost foarte bine primiți, ne știau și pe mine și pe Nicușor. După an și an am aflat că, de fapt, am fost urmăriți un an de zile fără să știm nimic de cineva din de la Dinamo. La Dinamo, da, n-am monitorizat, da? Monitorizat, da. La toate jocurile și acasă și în deplasare, inclusiv s-au informat vis-a-vis de familii, da. Și de familii și de locul de serviciu a părinților și cum sunt și toate lucrurile astea, așa se proceda la vremea respectivă, mai ales că urma să ne facă ofițer, da. Se păru normal, dar în plan sportiv ne-au urmărit timp de un an de zile. Am aflat mult mai târziu treaba asta. Emoția a fost mare, în schimb, trecusem și pe la Lutul Național de Junior și la Lutul Național de Tineret, deci deja eram... Știați că totul se tranșează acolo, pe exact, gazon, da? Exact. Până la urmă trebuia să arătați acolo, exact, ce știți. Exact, și vreau să... Cum adică era din... Nu m-am dus cu gândul că, aoleu, dacă reușesc bine, dacă nu, mă întorc. Nu, da. Nu. M-am dus cu gândul să reușesc. Că reușesc, da. Și ați reușit. Da. Ați da. Intrat în marea, nu doar familie Dinamo, dar între jucătorii emblematici, piloni, exponențiali din istoria lui Dinamo, în cea mai bună generație din istoria lui Dinamo, da? Pentru că e singura care ajunge în semifinalele Cupei Campionilor. Corect, corect. Și prima din România care atinge semifinalele Cupei Campionilor europeni. Cum era Dinu? Dinu... Îl vedem, intră pe telefon, mai discutăm, ne mai întâlnim la o cafea cu dumnealui, care este un zeu așa încă printre noi. Dinu avea 33 de ani, născut în 48. 48, da. 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 Avea 33 de ani, dumneavoastră 22, 11 ani mai mult. Amintirile mele, nu numai, dar trebuie spus de la început că cam, de fapt, el era liderul echipei și el era, ce spunea da. El era cam lege. Și... Practic, cel puțin eu, chiar să știi că nu m-am gândit prea mult la treaba asta, de exemplu, să-l întreb pe Nicușor pe Vlad ce a simțit el, dar eu am fost ferm convins, după o anumită perioadă, după 2-3 luni, cred că chiar au fost și tot niște ieșiri așa la o bere după antrenamente, da, și după da. Jocuri și am simțit că mă apreciază, am simțit că are încredere în și e conștient că am valoare, pentru că mi-am dat seama din lucrurile astea la modul cum se comportau ceilalți colegi de-ai mei, da, da. Și nu știu dacă, nu cumva, dacă n-ar fi fost el, lucrurile n-ar fi fost mai dificile pentru mine, pentru că mi-e greu să-mi dau seama acum, dar sigur trecând anii, cunosc și timpul, cunoscându-i și pe intrând, să zic așa, în atmosfera de grup a echipei, lucrurile ar fi evoluat oricum în bine, pentru că generația, în afară de faptul că au fost jucători foarte, foarte buni, au fost și caractere. Niște piloni. Da, da. Dinamo azi nu mai are asemenea. Nu mai are, din păcate. Nu din mai păcate. Are. Pentru și, nu că, numai, și nu numai Dinamo. Pentru că sunt prea mulți străini, pentru că sunt oameni care nu cunosc istoria clubului, exact. Da? Și nu știu unde au venit. Pentru că au condus clubul oameni care n-au avut sentimente. Nu numai sentimente, nici pricepere necesară. Nici pricepere. Totul pleacă de la pricepere, în primul da. Rând. Și, din păcate, s-a ajuns unde s-a ajuns în ziua de azi, dar, repet, nu întâmplător. Nu mă doare să spun treaba asta, dar... Vă doare și că ați stat pe margine cei care ați făcut istorie pentru club și... Sau n-ați putut să vă implicați mai nu, mult? Ați fost ținuți departe sau ați nu, stat departe? Nu, în afară de faptul că eram invitați la jocuri și am primit acele carduri pentru a merge la... și am avut loja noastră, să zic, da.
la Arena Națională. În rest, nu ne-a întrebat nimeni ce și cum, dacă vrem să venim, dacă avem ceva să spunem în sprijinul și ca să ajutăm clubul, nu ne-a întrebat nimeni absolut nimic. Au fost vreo câțiva care temporar au trecut pe acolo. De pildă Gigi Mulțescu, exact, da? Colegul dumneavoastră, exact, care da, a ajutat echipa, da, a salvat-o, nu odată, da, dar care a clăcat și dumnealui acum câteva luni, da? E adevărat. N-a mai putut. N-a mai putut. Acum, sigur, nici n-am fost acolo în interiorul clubului ca să îmi dau seama. Vă mărturisesc că am avut perioade când mergeam la anumite jocuri, când asta doar pentru a mă reîntâlni cu colegii mei. Pentru că nu mai aveam tragerea de inimă. Nu. Adică nu aveam niciun fel de așteptări, din contră. Pentru că de pe gazon nu venea nimic. Am pățit de multe ori după jocuri când suporterii ne întrebau pe noi. Ce facem Nea Costele? Ce facem Nea Mere? Ce facem Nea Oneață? Din păcate noi nu putem să facem nimic. Noi suntem pe din afară, nu avem niciun cuvânt de spus în club, nimeni nu ne întreabă, nimeni nu ne cere părere, așa că în afară de faptul că suntem, fim cu sufletul exact, aproape și să venim la jocuri, dar îți repet, cel puțin eu, de multe ori m-am dus doar datorită faptului că îmi doream să mă mai revăd cu colegii mei, pentru că eram cam toți împrăștiat, eram și antrenor până și când aveam ocazia și ajungeam în București și asta vorbeam la telefon și haide să ne vedem la meci, să mai... Nu v-ați simțit câine roșu în anii ăștia? Nu, asta cu câine roșu a apărut acum, după Revoluție. După Revoluție, da, așa e. Că da. Eu am făcut școala în Floreasca, școala generală, și mergeam, stăteam pe Barbu Momuleanu, nu știu dacă știți unde e strada, e lângă, în paralelă cu Tunari. Aha, Tunari, da, sigur știți. Cum sunt? Da? Da. E o școală pe Tunari, e strada din spatele școlii, Barbu Momuleanu. Deci făceam vreo 4 minute până la stadion și mergeam la meciuri. Era impresionant. Când ieșea Dinamo, îmi spunea, Dumnezeu să-l ierte, Ilie Balaci, zice, în copilărie, când Craiova nu era o echipă mare în anii 60, când aveam 10-12 ani, zice, eu țineam cu Dinamo că mi se părea, am ținut minte expresia asta, mi se părea, îmi plăcea echipamentul când intrau pe teren că erau pe cai. Da. Așa îmi făcea impresia, că erau înalți, nu știu, și șorturile mai lungi și albe și... Zice, aveam impresia că intră ca și cum ar intra în arenă. Avea pe cai. Prestanță echipa. Avea prestanță. Da. Și Ilie își încheie, practic, cariera la Dinamo. Da. Dinamo impresiona, copilăria mea era o echipă grea, nu doar Inter, nu doar Liverpool, dar sunt bătălii epice în cupele europene, sunt multe. Dinamo Minsk, care era campioana URSS, Hamburg. Și Hamburg, care era deținătoarea cupei campionilor, da. Și marcați și acolo. Și acolo am marcat, da. Și acolo. Acolo de ce ați marcat? Ce se întâmplă? E ceva la golul respectiv? Aveți un noroc, nu? Am profitat de o eroare a lui Kaltz. Kaltz, care da, vrea să paseze, da, către... A crezut că nu mai e, că am renunțat. Da. Asta și și de ce n-ați renunțat? Pentru că, în mod normal, eu am văzut chiar și în ziua de astăzi, pregătindu-mă pentru întâlnirea cu dumneavoastră, sunt mai multe lucruri de neînțeles în fotbal. Vi-l spun pe al celui mai mediatizat moment din istoria fotbalului, mâna lui Maradona din meciul cu Anglia. Nimeni nu s-a întrebat, eu cred că sunt primul, dar mă întreb eu pe mine însumi, de ce Maradona se duce, sigur că el dă cu mâna, dar el face acolo un 1-2 la care practic n-are nicio șansă, pentru că mingea este aruncată departe către portar. De ce el urmărește mingea aia? Credeți că el s-a gândit că va da cu mâna? Eu nu cred. Cred nu că i-a venit gândit spontan. A simțit că trebuie să o continui. A simțit că trebuie. Mă uitam la faza dumneavoastră. Calț dă o minge cum să dau milioane către portar. De ce ați fugit după mingea aia? De unde ați știut că plecați? Eu mă uit la fază să vă uitam. Da. Ați trăit-o. Da. Plecați în secunda aia, când dă drumul la pasă. Da, da. Și dinaintea fazei a continuat, am făcut mai așa, simte, exact. Da, da. La un moment dat eram singur între trei cu mingea. Da. S-a văzut în derularea fazei că pierd mingea. Se și pierde, da. Așa, dar a zis, nu, asta a fost reacția de moment, așa am simțit, nu,
Zic, mă duc până la capăt, da. Pentru că eu am făcut multe meciuri așa și așa, așa e normal. Și mingea se duce încet. Da. Destul încet. De încet. Nu foarte încet. Nu foarte încet, dar... Sunteți în sprint acolo. Exact, exact. Dar mingea se duce... Cum să spunem, exact cât ne-am trebuie. Jucat șansa. Șansa, da. Da, ne-am jucat și apoi, șansa și... elegant, cu, execuția, cu piciorul da. Stâng. Da. Da. Aici n-a mai fost șansa. Aici n-a mai fost șansa, acolo a fost maestrie. Nu glumesc, da, da. Nu, așa am simțit la momentul respectiv, asta a fost instinctul meu. 75.000 de oameni în tribune, da, flăcări aprinse, da, ziarele aprinse cu chibritul, stadion și, fabulos. Sigur, și sunt mai țineți minte ziua? Nu mai țin minte ziua. 19 octombrie, da. 1983. Știu, mi se pare că... O zi de miercuri. Da, parcă minutul 81, parcă am marcat, nu mai țin minte. Ne uităm acum, verificăm că am venit pregătit. Cam așa ceva în minutul 81. Vorba lui Traian Tomescu, am venit cu, da. Cu documentele la mine. Ce țin minte că chiar înainte de... Minutul 79. 79, 81. Țin minte că pentru jocul respectiv, Cornel a fost cel care, Dinu, s-a ocupat de... Pregătirea de, tactică. Da, da. Excepțional țin minte jocul la offside al exact, lui Dinu. Da. Excepțional. Aia n-a fost întâmplător, aia a fost ceva lucrat. Da, la vremea respectivă, deja încă în comparație, spre exemplu, cu jocul cu Inter în care... N-am avut posibilitatea unei analize video și la jocul respectiv tot Cornel, tot Dinu ne-a pregătit niște poze pe în care să-i recunoașteți. Da, pe posturi, fiecare, ce calități, ce defecte are, lucruri de genul ăsta ca să ne cunoaștem cât de cât adversare. La jocul ăsta cu Hamburg am avut avantajul ăsta de a face analiza video și tot a fost pregătit. Sigur că chiar după aceea mult timp, imediat atunci nu ne-am dat seama, dar odată cu trecerea anilor am mai vorbit între noi cam ce am simțeam, nu ne gândeam sub nicio formă că o să reușim să scoateți deținătoarea cupei campionilor, da. Cu atât mai puțin să îi batem 3-0 la București, dar am spus, nu avem nimic de pierdut, eram conștienți cu toții că avem valoare, mulți dintre ei erau jucători de echipa națională și atunci, sigur, afară de asta eram foarte orgolioși, nu acceptam înfrângerea. Și făceam tot ce depindea de noi ca să câștigăm. Vorbeam de Inter, că jucători mulți din acea echipă pe care ați eliminat-o peste câteva luni devin campion mondial, da? Corect. Hamburg avea jucători care fuseseră în finala acelui campionat mondial, pierduseră în fața Italiei, cei din Republica Federală. Mai mult, adversarul meu direct era capitanul echipei naționale. Capitanul echipei naționale, Kaltz. Kaltz, corect. Echipa este așa... echipa lui Hamburg, Stein în poartă, Kaltz, Hieronymus, Jacobs, Schröder, Hansen, Hardwig, Rolf, Groch, Matak, Magat, da. Schatzschneider și Milewski în față. Schatzschneider era golgheterul campionatului în Bundesliga. Dinamo, Moraru în poartă, Rednik, Andone, Nicolae, Ion Marin, fundat stânga. Așa este echipa. Mulțescu, Augustin, Custov, da. Țălnar, Dragnea, Orac și din minutul 68 o singură schimbare face Dinamo, intră Movilă în locul lui Țălnar. Țălnar, da. Movilă care la 3-0 a avut o ocazie singur cu Stein. Da, până la urmă a ieșit bine, da, mi-aduc aminte. Da. Aici avem o poză, nu știu dacă se vede, explicația este Orac marchează al treilea gol. Nu se vede că e o carte veche, dar credeți-mă pe cuvânt, este portarul Stein la pământ. Dragnea se bucură, văd că este cu mâna ridicată aici. Apropo de Dragnea și de Dudu, doi atacanți, Dudu, gheata de aur, de două ori chiar a Europei, l-ați prins pe final de carieră. Pe final de carieră, da. Da. Eu l-am văzut din 75 până s-a retras în 85, cred că 10 ani, de la Bacău parcă se retrage. A fost la Buzău, și după aia și la Bacău. Da. Mie mi s-a părut și am zis-o aici, am zis-o și la replay cu Mariano Laianos, cel mai bun jucător pe care l-am văzut vreodată la loviturile de cap. Corect. Am dreptate. Bătălia mare între el și Dumitrache. Și Dumitrache. Da. Așa spunea și Neavanea. Da.
spunea Dumitrache, un plus pentru Dumitrache, Neavanea i-a iubit mai mult pe cei de la Guadalajara. Da, 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 normal. Pentru că, zice, Dumitrache avea deficituri de înălțime, Dumitrache avea o detentă extraordinară. Dudu era mai înalt, nu era nevoit să sară 2 metri, deși Dumitrache, și Dudu. Da, l-a arătat la jocul de cap, da, Dumitrache, în opinia mea, a fost mult mai... Dar n-a fost, să zic așa, cum se spune, vârf împins, cum spunem în ziua de astăzi, care e acolo să... Dar nu era Ciro Immobile, nu? Nu. E, Dumitrache a fost un jucător și de combinație și asta, pe un două, și avea și niște execuții, voleuri și alte. Da. Adică nu marca numai cu capul, dar cu capul, într-adevăr. Țin minte, am jucat parcă semifinală de cupă la Brașov, cu Corvinu. Antrenor era Lucescu la Corvinu. La Corvinu, da. Și a venit o centrare din partea de nu mai țin minte cine a cred că Mircea Vrednic era la vreme. A, nu, Mircea, mi se pare că... Nu, era acolo. Ba da, era acolo. Da. Era acolo. Și a dat din colțul carierului de 16 metri, a dat din centrarea cu capul, un colț opus de Țețe Morar, nici n-a apucat să ridice mâinile să... Așa de... o centrarea puternică și a lovit atât de asta, că efectiv Țețe a fost spectator. Spectator, da. Că imediat după aceea, nu-ți dai seama că după ce se terminau jocurile... Vorbeați. Da, vorbeam și făceam fel de fel de glume și ne tachinam. Da, și era la fel, spre finalul carierii. Spre finalul carierii. Când vă uitați seara la meciurile lui Dinamo acum, se întâmplă să suprapuneți astfel de amintiri, astfel de imagini, astfel de... Din păcate. Nu. Din păcate nu și trebuie să-ți mărturisesc. Nu seamănă ce? Nu e aceeași echipă? Nu ce e, nu e? Sunt, vă spun sincer că de multe ori nu mă uit la jocurile de la noi, din campionatul nostru. Vă uitați la cele de afară? Da. Aveți o echipă sau un campionat favorit acolo? Da, îmi place Germania foarte mult, Franța. Franța? Da, și Italia. Astea trei sunt campionate care le urmăresc, indiferent că e la 1, la 2, la 3. Interesant că Franța, în general lumea spune Premier League sau... Da. Franța e, opinia mea, un campionat foarte puternic. Foarte puternic, dovadă că toate și marile echipe ale lumii au jucători francezi. Da. Nu există. Și de nu la... de acum, de mulți ani. Ani mulți, sigur. Ani mulți, da. Nu mă uit pentru că nu pot să mă uit la televizor, că chiar și soția îmi spune de multe ori, de ce te tot mai stai și te enervezi. Nu pot să stau să mă uit la un joc, mai ales când e vorba de Dinamo, și să văd anumite lucruri și nu mai rezist. Nu mai am răbdare și am avut probleme și cu ei, și am zis să ne văd soția, are rost, dacă e, tot te uiți. Uite-te la PSG, uite-te la cu OM și și atunci stai bine. Sau schimbă canalul, stai pe asta, mai dai din când în când să vezi rezultatul, că n-are niciun rost, n-ai ce să faci. Asta e. Soția care nu are nicio treabă cu fotbal, n-a avut, n-are, nu. O singură dată a avut o, să zic că chiar e interesantă situația, la meciul cu Inter. Așa. Soția încă nu venise, locuia cu mine. Tot gălățeancă. Da, tot gălățeancă, da. Locuiam în cămin la Dinamo, deci până să mi-au apartament. La club, nu? Da, la club. La club, da. La club. Și la jocul acela, fără să mă anunțe, a venit la meci cu niște prieteni de familie, da. Și aveam la vremea respectivă, și acum am câine, am și o boală asta, să animalul îmi plac câine, da, plac de mic am, da? Și aveam o boxeriță. Și a venit cu colegul ăsta meu, prietenul de familie, cu soția prietenului de familie și cu câinele. Dar nu m-a anunțat, nu nimic. Și a ajuns la poartă, am aflat după aceea, a ajuns la poartă și vă dați seama. A fost meciul acolo, a fost stadionul arhiplin, cu fost, poliție, cărare, cu tot. Călare, ei și văd acum. N-avea nici bilete, n-avea nimic. Și a stat la poartă, sunt soția la ora, am venit tocmai de la Galați, n-am apucat să-l anunț. Și până mă, i-au dat drumul, i-au dat drumul. Și după meci am aflat, zic, acum ai venit și cu câinile ăștia. Și am mai avut o situație când au fost la un meci pe 23 august și nu mi-am reținut bine, la meciul cu Bordeaux. Am fost și eliminat și am pierdut 2 ani de cupele europene, fost eliminat, am fost suspendat 4 etape și a trebuit să stau 2 ani, am pierdut 2 ani de cupele europene. Și tot așa a venit la meci fără să chiar eram superstițios și de-am zis, nu mai ai ce căuta la meciuri fără să-mi spui mie. Gata, și nici n-am mai venit. Deși prima oară când a venit a ieșit excepțional. Da. Știți cum e, când e supărat, e în calcul cam toate, de legi de orice lucru. Și n-a mai venit. N-a mai venit. Nu. Nici nu era, și nici n-a fost pasionată. Nu. Vă uitați la meciuri, cum să spun, ca la un film, concentrat, atent? Da, de exemplu, n-aș putea. Vă gândiți și la meseria dumneavoastră când vă uitați, da? Da,
n-aș, pe exemplu, n-aș putea, că am prim și multe invitații să merg să vizionez meciuri prin baruri cu suporteri. Nu pot. Nu se poate urmări. Nu pot, că mă distrage atenția și nu înțeleg. Acest Euro, ce v-a lăsat, ce v-a impresionat? O lună de zile de meciuri, da. Și ce ați văzut nou? În primul rând, mi s-a confirmat un lucru și care l-am simțit și de-a lungul celorlalte campionate europene sau mondiale, e clar că jucătorii ajung obosiți acolo. Păi, vorbeam cu Mariano Laianos dimineața la telefon și spunea Pedri la 18 ani, da, 62 de meciuri. Da, la... Dar știți ce se întâmplă? După acest Euro se urcă în avion, da, și pleacă la Olimpiadă, la, da, Tokyo, da, e în echipa Spaniei. Da, am urmărit. Nu se poate așa ceva. Da. Se poate așa ceva? Se poate, pentru că cred că știți foarte bine, la ora actuală, la ei tot ce înseamnă refacere, recuperare, la cel mai înalt nivel. Noi ne mirăm de ce rezistă așa de mult. Da. Și totuși oboseala... Cam toate cluburile astea mari au laboratoarele lor proprii, au tot... Au analize, cine, tot absolut, știu tot ce ai, ce îți lipsește, magneziu, calciu, tot. Am făcut acum, că având licența pro și ca să mă mențin, trebuie să fac niște cursuri. Și am făcut niște cursuri acum o lună și ceva, am participat la cursuri de astea online. Și una dintre întrebări era un lector de până în Elveția. Și una dintre întrebări, dacă mergem să vedem și noi cum sunt organizați cei de la Liverpool, parcă de Liverpool au fost. Și a zis, da, să discutăm cu stafful. Și da, o să fie cam greu să discutați cu stafful. Păi de ce? N-am pus eu întrebare, a pus unul de colegii mei care era. Păi sunt vreo 30 și ceva în staf. Începând medici, masori, tot, kinetografi, psihologi. Guardiola are 25 de secunde. Da. 25. Ce, ar fi greu să vă faceți o imagine de ansamblu, pentru că ar trebui să stați de vorbă cu toți. La noi știm ce. Ce este așa, că aici se face diferența. Și sigur, nu în ultimul rând, în opinia mea, faptul că vorbeam puțin mai devreme de modul cum își cresc valorile. La ei totul e practic, e industrie. Tot ce înseamnă formarea unui jucător, la ei e industrie. L-au identificat, exact, e valoare și din momentul ăsta avem grijă de el, exact, din toate punctele, exact, de vedere. Mai în glumă, mai cu amărăciune, mai spun din când în când că la ei e industrie, la noi suntem ca lăutari, după urechi. După urechi. Și totuși, în acea campanie, Dinamo face niște lucruri care astăzi nici măcar SF nu ar fi credibile. Nici dacă spui urmează un film științifico-fantastic. Dar aici elimină deținătoarea trofeului și pierde abia în semifinale în cea care va câștiga trofeul. În anul respectiv. Da, în anul respectiv. Da. Aveți o mare șansă. Pe Anfield se joacă pe 11 aprilie 84, 40.000 de spectatori, Liverpool, Grobelaar, Neil, Lawrence, Hansen, Kennedy, Lee, Johnston, Souness, Whelan, și atacul cel mai bun din istoria lui Liverpool, Kenny Dalglish, King Kenny, cum îi spun ei, cel mai mare fotbalist al lor, da, și celebru Ian Rush. Da? Da. Dinamo, Moraru, Rednic, Nicolae, Ion Marin, Stănescu, iată apare Nelu Stănescu, fundaș stânga, Movilă, titular, Andone, Dragnea, Țălnar, Augustin, Orac, sunteți înlocuit de Iamandi în 84, pe Anfield. Și Mulțescu intră în locul lui Movilă în 72, pierde 0-1. Îmi spunea Gigi Mulțescu odată, dom'le, ne-a dat gol cel mai mic jucător de pe teren. Da, Lee, cu capul. Da, cu capul, da. Da. Dar Augustin are o ocazie, scapă mare, uriașă, mare, da? Da. Scapă singur cu portarul. Scapă singur, maniera în care a scăpat, cred că nimeni nu se gândea la vremea respectivă. Sigur, echipele englezești, știm cu toții, erau foarte puternici. A scăpat, practic, a legat cu vreo trei în spate de la centru. Da, da, și îi lasă pe toți, se descotorosește de toți, trece printre ei ca un extraordinar fotbalist și trage în bară. Trage în bară, da. Din nefericire nu ricoșează, pentru că Țălnar a urmărit faza, a ricoșat la 1,5 m de, dacă îi venea bine lui Cornel, marca și... Și altul era... Altul era istorie. Eu cred că altul era istorie. Da, cu... Chiar la început, dacă mi-aduc eu bine aminte, la începutul jocului a avut Dragnea o ocazie foarte așa mare. Așa este. Da,
Deci, practic, acolo, sigur că în repriza a doua ne-au cam înghesuit puțin. Era, dar era normal. Cea mai bună echipă din lume. Da, era cea mai bună echipă din lume. Nu numai asta, și n-am mai, vă spun ce am simțit la moment, n-am crezut că n-am, adică n-am simțit o altă atmosferă ca pe stadionul la nicăieri, am mai jucat cu clubul. Așa, e unic. Da, e unic acum ce se întâmplă acolo și foarte aproape tribuna și cântecele lor și încurajările lor. Și totuși Dinamo a rezistat, e doar 0-1 cu două ocazii mari pentru Dinamo. 25 aprilie, venim la București, eu sunt între cei 70.000 de spectatori, plouă, dumneavoastră sunteți pe teren, minutul 11 marchează Ian Raș, era greu să te gândești că poți să marchezi de 3 ori, dar dumneavoastră egalați. De unde e abilitatea asta a loviturii libere? De obicei extremele nu bat, ne uităm și astăzi. Extremele nu bat lovituri libere. O să spuneți pentru că eu nu eram o extremă clasică. Nu, nici n-am fost. Nu, extremă clasică am fost la început. Da, când jucați cu numărul 11. Nu asta vreau să spun, ci revin puțin la ce discutam vis-a-vis de ceea ce înseamnă formarea și asta. Din fericire am avut la copii și la juniori antrenori care au realizat ce calități am și m-au pus la treabă. Pentru că la junior fiind, se termina antrenamentul, chiar dacă făceam pe zgură, aveam o poartă, un zid făcut cu poarta, cu numele de la 1 la 11, antrenorul își lua un scaun, îl punea invers, stătea cu... Și îmi spunea, acum, cam după la 20-20 ceva de metri, acum îmi dai 3 lovituri la rând în numărul cu tare. Dar șutat, nu. Și mai stăteam 30-40 de minute în copierie făcând treaba asta. După aceea, tot ce era cornere, lovituri libere, eu executam. Da. La vremea aia, la junior fiind, nu existam în mod special. După aceea, prin 70 și ceva, a venit Titi Teașcă la Galați și a dat seama că, să zic așa, are ceva de exploatat. Da. Și mi-a făcut un zid dintr-un cadru de ăsta metalic, din covorul de la tartanul de la pista de atletism. Da. A făcut niște manechine, mi le-a agățat și de două ori pe săptămână exersam. Fie cu portar, fie cu poarta goală și luam unghiul meu din zona mea. După aceea, când am venit la Dinamo, ca jucător, la fel. Făceam pariuri ori cu Bigică de Ftimescu, ori cu Cuțețe, la fel rămâneam de două ori pe săptămână și executam. Deci, și cam executați. Da, da. Ca și pe grobele. Deci, până să marchez, am mai avut doar două lovituri înainte. În general, cam așa era. Din trei, una trebuia să... Impecabil ați bătut acolo cu grobele. Am mai avut cu Omonia, Nicosea. Înainte, când am mâncat două goluri din lovitură liberă, primul gol din lovitură l-am dat peste zid, am uitat eu cum îl chema pe portarul meu, chiar aminte cum îl chema pe portarul respectiv, am dat pe colțul scurt, un bătea meu de obicei, și la a doua lovitură, la al doilea gol care l-am mâncat tot lucrurile asta, a pus cu jucător pe linia porții, pe colțul scurt și l-a dat pe colțul lung. Asta pe colțul lung, puțin mai pe colțul lung ca să vadă. Am dat pe colțul lung, la fel cum am spus de Tețe, că n-a avut timp să ridice mâinile la lovitura de cavală. Da, am dat tare. Aici colțul lung. Cu Liverpool n-ați dat tare. Nu, a fost plasat. A fost plasat peste zid. Să dai tare în apropiere e greu să dai peste zid. Trebuie să dai un anumit efect. E o anumită, să zic așa... Ce chiar... fotbalist de azi vă seamănă? Sau din credeți? Păcate nu. Uite, cât am fost câteva luni, cât a fost secund la Dinamo, că atât am fost la Dinamo ca antrenor, deși am avut rezultate destul, am avut un patru promovări, am antrenat inclusiv, dar n-am avut șansa să antrenez Dinamo, așa a fost soarta. Am fost vreo câteva luni cu Dario, cu Bonetti, la Dinamo și l-am luat pe Piricu, pe Torci. Ia vină încoace, hai să te... Nu, vreau că nu știu eu să... Nu e nimic, lasă că ți-a explic eu. Și l-am văzut până a prins și el puțin gustul. Și... După aceea mi se pare că a dat un gol din loviturile la echipa națională, nu mai mă duc aminte, sau tot așa, cu un Dinamo în cupe europene. Și m-a sunat după aceea și ți-a plăcut cum am, neacuzat, ți-a plăcut cum am executat? Da, mă, sunt mândru de tine. Deci
e important să-ți dai seama cine are mobilitatea în acea seară și lovește corect. Dar și să lucrezi. Da, și să lucrezi. Fără lucrezi, dacă nu lucrezi, nu... Cum vă explicați că un puști de 18 ani ca Pedri, că vorbeam despre el, în semifinala cu Italia, n-are nicio pasă greșită, au ieșit statisticile. Și nu-i de la care pasează numai în lateral sau numai aproape. Vă spun eu acum exact că am citit pe Marca, deci are nicio pasă greșită, 55 de pase în total, dintre care 37 pe adversitate. Deci 57 le-a dat cu echipierilor vertical pe angajare. În profunzime. În profunzime. Și nu greșește niciuna, la 18 ani. Care este explicația? Pentru mine sunt... Mistică. Nu se poate așa ceva. În primul rând calitatea individuală. Și al doua, știința jocului. Dar la 18 ani? Da, la 18 ani. Chiar că mulți să mire că e așa matur. Da. Pentru vârsta lui, da. În general, am ajuns la concluzia că, în general, cu tinere după afară, ajung să maturează cel puțin 2-3 ani mai repede decât ai noștri. Aici noi avem un handicap și la loturile de junior și la cele de tineret. Și noi, acum, așa e după, inclusiv pe vremea mea am avut... Chiar dacă, la fel, am avut echipa națională foarte bună la junior și la... Apropo de echipa asta națională, ce șanse îi dați? Sau cum vi se... În primul rând, cum vi se pare că a fost alcătuită cea de la care merge la Olimpiadă peste câteva zile? A, nu. Aici... Nu e vina nimănui, vreți să spuneți, pentru că cluburile n-au putut... N-au putut renunța. Da, și eu sunt de partea lor, pentru că e logic, ce și te-a îngrenat. Afară, ei investesc cluburile, e normal, nu mai e ca pe vremea mea, spre exemplu, nu putea clubul să refuze, că după aia era jucătorul, era automat suspendat. Da. Că așa erau regulamentele la vremea respectivă și nimeni n-avea... Pe bani mulți, sunt obiective, da. Sunt obiective, cluburile investesc și e normal. E normal să. Dar eu vă spun sincer, n-am paște. Din păcate, m-am bucurat că ne-am calificat, mai ales că a venit și calificarea în urma a 2 ani de evoluție foarte bună a echipei de tineret. Și eu aici am pun speranțe mari, să vă mărturisesc că îmi pun speranțe mari în tineri ăștia. E adevărat că poate s-a făcut saltul puțin cam repede a multora dintre ei și n-au dat peste niște jucători, cum a fost, pe exemplu, să fie 4-5 jucători ca în generația lui Hagi, cum a fost, de care să se agațe și modele, să facă un grup, care să aibă jurul lor, și experiență. Exact. Da, așa și spanioli au mulți tineri acum la ora actuală, dar scheletul sunt jucători cu experiență. Cu experiență. Da. Eu am încredere în ei. Și, din păcate, acum, nu știu, dar dacă vă dați seama, dacă Spania merge cu Pedri acolo, vă dați seama că și toate celelalte aduc jucători, pentru că ei nu s-au îngrenați în preliminarii de cupe europene, nu începe campionatul. Au și își permit să dea drumul la 1-2 de ăștia de valoare, pentru că echipa nu... Ei merg acolo cu niște obiective clare. Da. Au cu cine să înlocuiască la echipele de club, așa că nu... Mai ales că lipsesc 3 săptămâni. Nu? Exact. Nu e o problemă și plus că pentru orice fotbalist, orice sportiv să participe la Olimpiadă, știm cu toți că e apogeul carierei, practic. Corect. De echipa mare ce spuneți? Echipa mare a cam ratat obiectivul, de a merge la mondiale, asta e clar. Nu știu, ori am supraapreciat noi, pentru că ne-am gândit pe noștri. Și eu am la un moment dat am analizat prin prisma faptului că sunt câțiva de la tineri care au fost promovați și am rămas cu imaginea la modul cum au evoluat și cu ce au demonstrat acolo și aveam speranțe mari, dar se vede că e nevoie de timp. Se vede, cel puțin asta am fost concluziile mele după ce am văzut. Acum e adevărat că m-am gândit și la faptul că și lipsa de experiență a lui Rădoi ca și antrenor a s-a văzut. S-a văzut. Adică să te bată Armenia, să te bată Georgia, da. Sunt eșecuri grele. În general nu prea îmi place să vorbesc de antrenori, pentru că știu cam ce trec. Asta e meseria noastră, da. Dar cel puțin de la antrenorii care am avut și am avut suficiență antrenori buni, am avut șansa să am antrenori buni la viața mea, ca și jucător și am învățat multe lucruri de la ei. Nici eu n-am fost de acord cu ca mulți dintre
chiar mulți au și declarat-o, eu n-am declarat-o până acum, cu declarația lui Rădui, că indiferent ce va fi el, merge pe ideea. Eu tot așa ideea, joc ofensiv. Și am văzut la acest Euro... Asta o poți face cum a făcut lui Enrique acum. Exact, da. Când ai un dacă lot, ai un lot care poate să țină partitura exact, asta ofensivă. Exact, adică cred că a fost o scăpare. Sper că a fost o scăpare și nu e modul lui de a gândi și de a vedea lucrurile. Sau probabil că o să-și dea seama și o să-și facă analiză și da, se, da, va, își va da seama pe, se va corecta. Pe cariera lui, pe da, palmaresul României. Multe să știi foarte bine, că așa se învață. Așa se învață, se plătesc, dar plătesc și alții. Da, din păcate. Să spunem că se spune că fotbalistul moare de două ori. Prima oară când se retrage. Când a fost acest moment pentru dumneavoastră? Când ați jucat pentru ultima oară fotbal? Prima oară, știu, no, la Galați. Eu să zic așa, eu prima oară am murit când am plecat de la Dinamo. Pentru că am plecat cu puțin scandal de acolo. De ce ați plecat? Am plecat supărat pe Dinamo la modul cum s-a procedat vis-a-vis de mine, în sensul că era în 89 în vară. Terminasem antrenamentul, începusem pregătirile cu Dinamo. Da. Mircea Lucescu, antrenor. Antrenor, corect. Da. După antrenament, mergeam spre cabină, spre vestiar și a venit Radu Matei, Radu Matei, cum îi spun eu, care era vicepreședinte la Victoria și mi-a spus de mâine vă prezentați la antrenament la Victoria. Și m-a durut pentru că chiar am făcut scandal, m-am dus sus la club, la cine era președintele secției de la vremea respectivă, Mureșan, care venise după la Național. Și am avut o ieșire mai dură vis-a-vis de el. N-a fost decizia lui, dar trebuia să și eu să mă descarc. Și am și spus că, nu mă duc la Victoria. Am fost chemat, în fine, cum eram ofițer la vremea respectivă, nu, e ordine, trebuie să duce acolo, până la urmă n-am avut ce să fac. Practic atunci am murit prima oară, atunci, să zic, da. Da? Mai ales că era atât de dureros că vă antrenați practic în același loc. Exact. Exact. Nu, m-a durut foarte mult că cei de la Dinamo n-au măcar respectul să mă cheme, să mă anunțe, domnule, să hotărâ la nivel de minister, trebuie să mergi la Victoria și că n-am fost numai eu în situația asta. N-ați fost și Muraru și Sandu Nicolae. Da. Da. Eram ultimii din generația vechi. Generația mare, da. Da. M-a durut foarte tare lucrul ăsta. Am i-ați reproșat și lui Lucescu? A, nu. Nu, n-a fost decizia lui. Nu, nici nu m-am mai întâlnit cu... Nu, a fost și decizia. A fost și decizia. Fără decizia. Fără el. Nu. Dar în 84, când ați fost la Euro? Da. În anul dumneavoastră cel mai bun? Vă așteptați să vă ia? Am fost acolo la... Păi ați fost. Am fost, dar și cu o zi sau două înainte de plecare am fost anunțat că nu fac. Chiar am avut, anul trecut când a fost și a făcut Ando ziua la voluntari, a venit și Nea Mircea. Eu înainte cu o săptămână sau două dădusem un interviu în Gazeta Sporturilor și în care declarasem că consider și acum că la vremea respectivă mi s-a făcut o nedreptate, dar uite faptului că cred că meritam să fiu acolo. Dar acolo, atunci fiind mai tânăr, fiind la Dinamo, urma Cupe Europene, n-am simțit așa profund durerea așa mare, profundă. Dar sigur că după aceea, când mă uitam la meciuri, și au venit după aia, au început să apară regretele. Au venit de acolo cu amintiri. Da. Și sigur după aceea, după 89, care deja... Și v-ați retras când? În 91. 91. Da, 32 de ani. 2 de ani. Da. Mai puteați juca, cred. Mai puteam, dar am început să am probleme cu spatele. Chiar fusesem în Elveția la o echipă antrenată de Radu Neuweiler. Da. Am plecat imediat după 90. Am dus la era echipă de Liga a doua. M-am dus cu gândul zic, nu, mă duc la echipa de Liga a doua, joc bine joc acolo bine și după aceea, da, exact. Și mă duc la prima ligă. Acolo ne-am realizat obiectivul, să zic așa, a venit un alt antrenor, a plecat Radu, eram în pregătire la Evian în Franța și am făcut o ruptură musculară la un meci amical și în urma investigațiilor medicale mi-au spus medicii de acolo din Elveția,
că o să încep să am probleme. Și după aceea mi-am adus aminte că, inclusiv aici la medicina sportivă, o doamnă doctor, nu-i mai rețin minte numele, care mă știa de când era copil, fusese la medicină sportivă la Galați, deci mă știa de la copil și junior, după aceea a venit la medicină sportivă aici la institut la București și îmi spusese să lucrez mult la mobilitate, că o să încep datorită masă musculare mare pe care o aveam, da. să încep să am probleme. Da, fiind tânăr, fiind în forță, nu prea am neglijat și n-am ținut cont. Și medicii din Elveția tocmai asta mi-au spus, că o să încep să am probleme din ce în ce mai mari, adică m-am întors în țară, m-am întors la Dinamo, am stat o perioadă când la Dinamo încă deja se vânduseră jucătorii toți, era haos, încă nu s-au așezat lucrurile, era Gigi și cu Sapă, cu Ion Marin, da. Erau antrenori. Da. Nu m-am simțit cum trebuie datorită anumitor situații și am renunțat. Mai bine mă opresc. Am renunțat și la o discuție cu niște prieteni, la un pahar de vin, în asta, da. Unul din directorul de la hotel, de la Doroban Stodică, îl cheamă, uiteam un prieten care investește la o echipă de fotbal din Focșani și caută antrenor. Nu vrei să... Am discutat cu persoana respectivă, cu Costel Bobic. Și am spus, domnule, zic, eu n-am antrenat până acum. Nu e nimic, te duci antrenor secund. Asta a vorbit Todică și eu știu că ce jucător ai fost. Ești băiat tânăr, am încredere că poți să scoți asta, eu te susțin total. Și am zis, mă gândesc. Da. Și apoi am stat și m-am gândit, știind că o să am problemele cu musculatura în continuare, deja, chiar dacă mă opresc decât să ajung să mă fac de rușine. Și așa am pornit cu antrenoratul. Și patru promovări? Patru promovări, da. Da, da. Și la Liga I, la Bacău, la Bacău, Galați. Da. Baia Mare? Baia Mare, da. Da, da, da. Aveți card de DB? Nu. N-aveți? Nu. Nu. Este Dinamo de astăzi o echipă care să vă facă la un moment dat să vă întoarceți în tribune și să credeți că e continuatoarea a performanțelor, mă refer, da, cele în care ați jucat? Sincer, va fi momentul ăla? Sincer, nu numai eu, cred că și colegii mei sunt, adică sunt convins. Sperăm treaba asta, dar e de durată. Cred că și repet că mai discutăm între noi cam tot timpul și cu toții ne gândim acum care ar fi soluțiile cele mai bune pentru moment și fiecare cum și putem. E durerea că nu puteți. Nu putem. Ajuta... N-am, că din păcate, la urmă vorbim tot de bani. Noi am prins ca alții să joace pe afară, nu avem situații financiare deosebite, da, să zic, care să ne permitem să băgăm mâna în buzunar, să zic așa. Dar și așa, știi cum e, când stai să bagi mâna în buzunar, chiar dacă ai bani mulți, tu gândești că pentru banii ai muncit. Da. Trebuie să ai o garanție. Garanția care este? Să vezi că e cei care se ocupă de... Investesc acele cei care se sume, ocupă, da? Care se ocupă de conducerea clubului, îți dă încredere, că altfel nimeni nu... Chiar de cât ai fi de neamă și sunt sfârșit. De exemplu, am vorbit cu Cristi, cu Borcea, da. Am sărit pe eu, pe el... Imediat după ce am fost invitat la, era domnul Orban prim-ministru și am fost și am discutat pentru situația cu stadionul, să vedem ce ajutor putem primi din partea guvernului. Și dacă se face, da. Da. Și după aceea ne-am întâlnit cu Cristi, cu Borcea, la el, la restaurant. Și am sărit toți pe el, băi Cristi, nu se poate, bă, viața ta e Dinamo. Și a zis, mă credeți că mă doare, dar ce am pățit, nu mai simt că nu mai pot implica la fel. Și am zis, bun, dă-l ai pe Patrick. Și am zis, la ce situație la ora actuală, vă spun eu că e dificil. Eu la vremea respectivă cel puțin nu știam exact care e situația din punct de vedere financiar și care. Și cu toții, chiar dacă Patrick s-ar băga, ar vrea. Cristi, sunt convins că nu s-ar mai băga, că a spus nu, păi nu mai, spun, nu da. Mai întreb, dar sunt convins că Patrick l-ar susține pe Patrick, sunt convins. Eu sincer sper că lucrul ăsta se va întâmpla. Eu sper să mă invitați la un meci de Cupa Europeană cu Dinamo. Asta va cere timp.
Acum, să fim sănătoși, să ne că ținem sunt bine. Sincer, dureros de sincer, dar e nevoie de timp aici. Și sigur că îți dai seama că și noi toți ne dorim același lucru, da? Realitatea e cu totul alta, din păcate, la ora actuală. Da, amintirile au fost frumoase. Amintirile ne rămân. Nu numai nouă. Nu numai așa nouă. Așa e, că ați jucat pentru zeci de mii de oameni. Chiar am avut plăcerea de multe ori oameni din generația și chiar am avut o situație, locuiam aici, în centru civic, vis-a-vis de Parlament. De Parlament, da. Și l-aveam pe nepotul la mine și mergeam dimineața și cumpăream ziarele. Mă cunoștea cel de la ziare și mă tot salutau oamenii după stradă. Da. Și ăsta micul m-a întrebat, bunicul, doamne, și zic, din radio, presă și televiziune. Și după aia am explicat eu lui, zic, uite așa, bunicul a jucat fotbal, nu știu ce, asta a fost. Dar și, păi și eu dacă o să ajung, dacă o să ajungi la fel de mare ca mine, la fel ai să fii și tu salutat. Salut. Da. Mulțumim frumos pentru și eu mulțumesc că această invitația. Oră care mi-a făcut, a trecut repede. Mi-a făcut foarte sper mare plăcere. Sper că v-a plăcut să ne mai vedem. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, Fotbal Tango se încheie aici. A fost Costel Orac, un jucător cum nu știu dacă vă mai vedea, cum n-am mai văzut de mult, dar care are în continuare paginile deschise în cartea importantă a fotbalului românesc. Noapte bună tuturor!